Bună și bine v-am găsit la un nou video pe canalul meu. Astăzi vreau să vă vorbesc despre Zion, acest băiețel frumos care nu mai face pipi în Pampers. Face pipi la... Unde faci pipi? La toaletă face pipi. Acum se joacă și e ocupat. Aș vrea să vă spun cum a reușit să-l scot din Pampers. Încă nu-i scos 100%, poate 80%, mai face noaptea pe el când în când. Dar sunt aproape acolo și vreau să vă spun ce am făcut eu și ce a lucrat pentru mine. Aia nu înseamnă că o să lucreze pentru toți copiii, vreau doar să împărtășesc experiența mea. Cum am început? Am început să-l țin în chiloței. Am vrut să-i dau senzația să se simtă ud și să se simtă că nu e confortabil. Și exact asta s-a întâmplat. S-a simțit foarte mizerabil și nu-i plăcea și trebuia să-l schimb imediat. După aia, după câteva săptămâni, am început să-l țin în fundul gol, fără nimica pe el, fără chiloței și fără Pampers. Și i-am pus o liță la dispoziție, i-am spus că acolo facem pipi, îl puneam pe ea când simțeam eu tot la 2 ore. Și am început să fac acolo. Mai făceam de când în când în chiloței, dar totdeauna când era fără nimica pe el, putea să facă la o liță și îi plăcea. Ce am făcut după aia? El, de fapt, a început să nu-i mai placă olița și tot cum trecea timpul, voia tot mai mult să facă la toaletă. Și pentru mine e un pic, pentru mine nu e așa confortabil lucrul ăsta, pentru că el încă nu se poate urca singur, mi-e frică să nu pice înăuntru, trebuie totdeauna să fiu cu el. Și e foarte împotriva oliței, nu mai suport olița deloc. Trebuie să cumpăr un scaunel mic și să-l pun să facă acolo. Să-l învăță să sui acolo și un lucru care iară nu e confortabil, că nu știe să-și dea chiloței jos singur. Și aia, nu, aia e greu, dar cred că se merită efortul ca să fiu acolo tot timpul cu el, pentru că deja scap de Pampers, pot să zic așa. Nu l-am premiat niciodată, mi-am dat nimica, mi-am dat dulciuri, doar că i-am spus foarte bine, good job, ești băiat mare, în sfârșit. Și a lucrat, același lucru a lucrat și la celălalt, la cel mai mare, la Joshua. Foarte ușor, la 2 ani jumate deja era, știa să facă la oliță și n-am mai folosit Pampers numai noaptea. Asta a fost video-ul meu, dacă v-ați uitat și v-a plăcut, spuneți-mi ce a lucrat pentru voi, spuneți-mi ce metode aveți, cum i-ați învățat pe copiii voștri. Am pregătit un video, următorul video să fie despre ce înseamnă să pierzi o sarcină, n-am pierdut o sarcină anul trecut, în vară, și o să vorbesc despre asta. Vă mulțumesc foarte mult că vă uitați și care ați făcut subscribe, cele care nu faceți, și ne auzim în următorul video. Bye!